Proaspăta laureată cu titlul de cea mai bună sportivă a județului Neamț în 2014, Ana Maria Grăpinoiu, are 17 ani, este originară din județul Bacău și face de 3 ani canotaj. Sportiva de la CS Ceahlăul are ambiții mari pentru anul care vine, iar visul este să ajungă în 2016 la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro. De ce canotaj? Un sport, se știe, greu, un sport care necesită mult efort, multă muncă, multe ore de stat pe apă? Pentru că canotajul este unul dintre cel mai frumos sport și datorită domnului Gavrilo am ajuns aici, îi mulțumesc foarte mult și nu știu, dacă poate dacă nu eram selectată de dumnealui, nu știu, poate ori eram la alt sport, ori nu eram la alt sport, ori nu știu ce era acum cu mine. Ce ți-a spus-o? Cum te-a convins să vii la acest sport? Păi mai întâi a fost selectată sora mea și când a venit acasă la mine, domnul Gavrilo a rămas uimit că a zis că aveți două gemeni și de ce a spus doar una? Și domnul Mihai Bucătaru, un coleg de-al lui domnul Gavril, ne-a explicat tot ce se întâmplă cu noi și așa, și a fost selectată mai întâi sora mea mai mare, după am fost selectată eu și acum e sora mea mai mică. Și, na. Îți place? Da. Da, e un sport frumos, na, merită orice sacrificiu. Cât de mult contează, să zic, și în rezultatele pe care le obții, faptul că te pregătești cu lotul național, dacă nu mă șel la Snagov? Contează foarte mult, pentru că Doamne ajută ca la anul să intru în lot olimpic, sau îmi doresc foarte mult asta și să merg la Olimpiada.